răspunsul fabulos dat de Viorica Dăncilă la întrebarea lui Victor Ciutacu, nu vezi scoate din mini ce vi se zice marioneta lui Dragnea? Invitat la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Viorica Dăncilă a fost pus în fața unei întrebări mai incomode din partea jurnalistului. Ciutacu a întrebat-o, nu vei scoate din minci ce vecin subliniere tia tota sublinierea în marioneta lui Dragnea, omul lui Dragnea, Dragnea face, Dragnea decide, iar Dăncilă a dat un răspuns fabulos, trebuie să îi la subliniere îi se vorbească. Este normal ce nu mă bucur aceste lucruri. Dar în acela subliniere i timp am ajuns la concluzia ce trebuie să îi la subliniere i se vorbească pentru ce dacă nu au alte lucruri legate de guvernare, legate de obiective majore, în subliniere i au lucruri merunte se arunce cu noroi anumici oameni pentru ce a sublinierea au fost în caci. Eu merg mai departe, încerc să ignor toate aceste lucruri sublinierei de multe ori când îi vede atât de invers subliniere unaci pe lucruri atât de merunte îmi dau seama ce merg pe direcția bună. Nu pot să spun ce anumite lucruri trec impasibil pe lângă mine. Sunt anumite lucruri care mi se par punct nu-mi vine să cred ce cineva poate gândi a sublinierea, dar în acela subliniere îi timp caut să mi păstrez echilibrul. Am o datorie, sunt premierul României subliniere îi trebuie să fiu un om echilibrat subliniere îi să încerc să ignor anumite lucruri, a spus Dăncilă.